Două voturi pro. Cine se abține? Ileana. Cine e împotrivă? Ileana o s-a abținut. Nu, împotrivă n-are cum, pentru că ea e consilieră. Așa, 10. Deci unanim. Unanim. 10 voturi. Acum trebuie să alegem vicepreședintele dintre ei doi. Eu propun... Asta e de competența adunării generale, nu Consiliu alege vicepreședintele, da? Eu ca membru al partidului propun să rămână Ileana pentru că ea are deja practică, experiență în domeniul ăsta și na, să nu fie schimbări bruște. Dar să avem măcar un candidat la anul pentru funcția exact, de președinte. Exact. Eu țin de el, sper că Mircea o să fie un bun consilier. Țin de el, are multe demonstrații. Cine e pentru școala? O altă. Eu nu propun. Ok, atunci trecem la vot. Cine este ca Ileana Poranscu? Vicepreședinte aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un an. Felicitări. 10 din. Și acum trecem la televizor, scoatem. Spunea că Oleg sau care sunt candidat. Eu m-am autopropus, dar având în vedere că în Consiliu este Ileana și sunt într-un fel de conflict de interese, cred că Nastia, cu cunoștințele ei contabile și abilități, ar putea să vegheze dintr-o parte buna contabilizare a banilor. E bună idee, și... dacă forța nu... Dacă nu vrea, nu putem obliga, eu am propus. Atunci eu îmi retrag candidatura ca să nu fiți în dilemă la votat. Mai sunt propuneri? Nu sunt, ok. Atunci votăm pentru cine este pentru ca Ghenadie Brega să ocupe funcția de televizor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un anim. Moș Gheorghe votează cu mâna și o ascuns buletinul, parcă e rușine cu ea. Felicitări în Consiliu. Avem o nouă conducere. Dacă mai e ceva de discutat, hai bani propune să dacă e ceva la diverse, hai să discutăm. O beție, ceva, câte o înghețată măcar. Apropo, da, este și diverse. Hai câte o înghețată la pațane. Eu am avut o sugestie pe reunie. Toți membrii Consiliului ar trebui să fie ales pe aceeași perioadă. Nu-i bine să fii o persoană... Nu e o persoană, dar e președintele organizației. Exact. Adică e o echipă și pe urmă brusc să... Nu, și ar fi bine dacă spui 2 ani, 2 ani și viitor că cineva refuză membru, să alegi un membru alt. Noi în 10 ani am cizelea statutul ăsta, crede-mă că știm ce facem. Am avut președinte pe 5, pe 4 ani, Consiliul pe 2 ani. Noi am făcut cum ne-a părut cel mai bine. Exact. 6-4-2. Da, da, și mandate diferite. Și pe urmă puteți să revin la 6. Ca să nu-ți facă neamuri cu mătre și tot așa. Apropo despre foștii membri Hyde Park, mie mi se pare foarte corect, Cico, mi se pare că membrii Hyde Park pot fi bine întruniți pe grupul nostru de pe Facebook, să dea cu părerea, să comenteze, să propună pentru foștii membri. Foștii membri Hyde Park. Dar de ce n-am face și activități publice, măcar cu foștii? Hai. Adică pe pagina Hyde Parkului, pe grupul public, noi avem și un grup public. Sigur că da, dacă vor, lasă-i implice în celelalte activități publice. Dar noi invităm în ceea ce discutăm în bucătărie internă să implice. De exemplu, pe grabare îl vrei în grupul secret? Eu cred că Gicu nu-l vrea. Oleg, selectăm pe cei care pot participa. Dar n-aș avea nimic împotrivă că Raisa să revină. Pe grabare o plecat cu celelalte din organizare, deci nu cred că mai... Dar ai fost membru. De ce? La diverse mai aveți? Ok, diverse. Haidem la înghețat. Eu revin la ideea mea cea veche. Secretară? Propun pentru, da, nu. Ar trebui un sediu. Felicitări, da, noi membri în Consiliu și sper să vă descurcați cu brio. Și am o propunere totuși să, cu brio, să vă descurcați cu brio. Cu brio. Revin la ideea mea, la rugămintea mea, totuși poate că să vedeți, să revizuiți încă o dată. Să mai cheltuie, să pună bani la cheltuială în Consiliu, dar un acumulator. Fiindcă eu am investit niște bani pentru a face mai mobilă, ca să nu depindem de priză, de electricitate, de energie electrică, da? Oriunde putem petrece întrunirea, chiar cu transmiterea online, de oriunde, chiar și din câmp. E nevoie de un acumulator. Cât el costă cel mai ieftin 400, mai bunicel 600-800 de lei.
Eu cred că într-un an de zile Hyde Park s-ar putea să... Și atunci noi putem petrece microfon liber și transmite online oriunde și putem, de la orice eveniment, transmite online. Ia luați-mă că vine pădurare. Și voi nu călcați la pământ. Și astea sunt documentele produse de noi azi, da? Și rușine, Hyde Park a intrat la apă cu documentele. Noi am două ceasuri, am greit aici.